Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi vom face un panetone tradițional cu drojdie de bere și să vedem modul de preparare pas cu pas și de ce ingrediente avem nevoie. O să preparăm mai întâi maiaua și într-un bol o să punem 30 de grame de făină și 100 de mililitri de lapte fierbinte și o să amestecăm foarte bine până obținem o cremă și o să lăsăm să se răcească. Alături o să punem 12 grame de drojdie cu 3 grame de zahăr și o să amestecăm până se topește. Până se topește drojdia. Și apoi o să adăugăm peste făina cu laptele răcită. Amestecăm bine și o să acoperim. Apoi o să lăsăm la dospit până își dublează volumul. După ce și-a dublat volumul, o să adăugăm o parte din făină, circa 270 de grame. Adăugăm și 12 gălbenușuri. Sunt circa 210 grame, eu le-am cântărit. Amestecăm bine totul. Eu am folosit o lingură de lemn ca să amestec, dar dacă aveți un mixer planetar, aluatul va fi cu siguranță mai bun și veți avea mai puțin efort de făcut. Adăugăm și 150 de grame de zahăr. Patru grame de sare. Și amestecăm bine. Important este să topească zahărul. Acum o să adăugăm restul de făină, circa 100 de grame de făină. Și dacă va fi nevoie, o să mai adăugăm puțină, puțină. Și amestecăm bine totul. După ce făina s-a incorporat, o să adăugăm 125 de grame de unt, puțin câte puțin, și o să lucrăm aluatul pentru 30 de minute. Acum o să adăugăm și 35 de grame de coajă de lămâie și coajă de portocală și 200 de grame de fructe confiate sau rahat. Cine dorește poate adăuga bucățele mici tăiate de rahat. Și amestecăm bine aluatul cu fructele și cu coaja de lămâie și portocală.
După ce am amestecat bine totul, o să punem aluatul pe masă și o să-l împăturim de câteva ori. Și îl punem într-o formă de 1 kg. Și lăsăm să își dubleze volumul. Apoi o să facem o cruce cu un cuțit deasupra și o să adăugăm un cubuleț de unt. Apoi o să dăm la cuptor la 175 de grade pentru circa 60 de minute. O să încercăm cu scobitoarea să vedem dacă este copt. Vă mulțumesc foarte mult că ați vizionat acest video. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și vă pup dulce pe toți și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere, pupici!